Dragă Leu, tu ai făcut multe schimbări în ce privește viața ta în ultima perioadă. Wow! Ce carte e asta? Ce vrea să iasă de aici? Wow! Ai trecut printr-o trădare, poate într-o prietenie, poate în familie, în relația de cuplu, poate la serviciu, în afaceri. Ai trecut printr-o trădare, ai făcut multe schimbări în viața ta. Simt că te-ai transformat așa într-o persoană diferită. Ai făcut schimbări majore în atitudinea ta, în multe aspecte. Și te transformi. Asta e ce simt. Te transformi într-o persoană cu totul nouă, câteodată. Posibil ai momente când e ca și când te uiți la tine și parcă nu te recunoști sau nu te mai recunoști așa de bine. Te-ai schimbat mult. Și de fapt tu te simți, dragă Leu, într-o energie deosebit de puternică a unei persoane conștiente de schimbările pe care le-a făcut, o persoană care își asumă deciziile sale și crede în ele. Tu crezi cu putere în deciziile tale. Să vedem ce mesaje au ghizii pentru tine, dragă Leu. S-a întors aici o carte. Mai e? Nu. Primești o ofertă, wow, care îți va schimba norocul în bine, da? Îți va aduce noroc. O ofertă de la cineva. Ar putea avea păr lung și negru, persoana. Ar putea fi. Nu e neapărat să fie femeie, dar ar putea fi într-o energie feminină delicată, așa, gingașă. Să-ți ofere ceva, aud, cu gingășie. Ce îți va oferi? Ce îți va schimba ție norocul, dragă Leu? Multă iubire. Această persoană ar putea chiar și, ori să fie foarte tânără sau să fie mai tânără decât tine, ori să fie mai matură, poate de o vârstă apropiată cu a ta, dar mai matură, sau poate puțin mai mare ca vârstă decât tine, o persoană iubitoare. O persoană care are un atașament față de tine. O persoană care te materializează, adică lucrează pentru a materializa această relație cu tine. Lucrează de mult, aud, dragă Leu. Da, vine spre tine cu iubire. E persoana din trecut, persoana care te-a trădat, dragă Leu. Cu regina de monede. Da. Persoana din trecut, persoana care te-a trădat, vine către tine. Am roata norocului din nou. Roata norocului. Un nou capitol cu tine. Ar putea fi.
din zodia, chiar din zodia ta, o persoană din zodia ta, aceeași zodie cu tine, dragă leu, ori taur, vărsător, scorpion. Îți oferă ceva. Are o stabilitate financiară această persoană. Ar putea să lucreze în vânzări, să vândă ceva, diverse chestii. Wow! Energie puternică. Această persoană e hotărâtă. Are o strategie și a conturat o strategie. Această persoană ar putea fi și din zodia Berbec, dar ar putea fi și doar o persoană încăpățânată, în sensul că atunci când își propune ceva, nu se lasă. O persoană. Aud care nu acceptă să fie altfel decât lucrurile să iasă altfel decât cum și-a propus, s-a gândit această persoană. Ar putea să fie un șef, să aibă o funcție importantă, să aibă o afacere a sa, ar putea să aibă mai multe afaceri persoana sau să conducă mai multe departamente dacă lucrează într-o firmă. Am și îndrăgostiții, am și doi de cupe. Această persoană dorește să vină cu iubire și cu regele de cupe aici, multă iubire. Și cu prietenie, adică într-un mod generos, prietenos, către tine, iubitor. Mamă, și 10 de cupe. Își dorește familie. Poate ai avut familie cu această persoană și v-ați separat. Își dorește o reluare. Poate ați avut planuri de căsătorie. Nu s-au concretizat. Își dorește să se concretizeze. Poate a intervenit familia persoanei sau familia ta în această relație. Acum această persoană nu își mai dorește, nu mai permite interferențe, aud. Își dorește fericirea cu tine. Wow! Ar putea să fie și din zodia Gemeni, dragă leu, sau să fi avut de-a face cu cineva din Gemeni. Da, această persoană nu se poate opri să se gândească și să caute soluții, să plănuiască drumul, calea, modul cum să ajungă la tine din nou, în brațele tale, aud. În brațele tale. Uite așa, ca aici, ca în pozele acestea. Da? Nu se poate opri să nu se gândească. Ar putea să fie și din zodia Fecioară, această persoană cu eremitul. Este singură acum, această persoană. Voi ați lucrat împreună la această relație sau poate ați lucrat împreună chiar în același serviciu. Poate lucrați în continuare sau ați avut o afacere împreună. Sau un hobby împreună, poate încă l-aveți. Această persoană stă pe loc, dar continuă să se gândească. Se gândește non-stop la tine. Wow, dragă leu, s-a transformat într-o adevărată citire de iubire. Ce vrea să-ți spună persoana? Amândoi suferim din situația aceasta.
Nu mai vreau să fug. Nu mai vreau să fug de tine, să fug de această relație. Această persoană a fugit de această relație sau din această relație cu tine. Îmi este dor de glumele noastre care erau doar ale noastre, de momentele noastre care erau doar ale noastre. Această persoană își amintește o grămadă de lucruri mărunte din relația cu tine, momente care îi fac plăcere, îi făceau plăcere, reuniune și conversație. Mereu ne vom întoarce unul la celălalt. Aud, știu că mă vrei. Aceste mesaje sunt specifice. Dacă nu simțiți că rezonați, nu mai vreți să aveți de-a face cu această persoană, nu simțiți că persoana la care vă gândiți, cu care ați avut de-a face, este genul de persoană care ar putea să se gândească astfel, oricât de mult ar fi vindecat la sine și la relația cu voi, nu vedeți a fi acea persoană așa, atunci mesajele nu sunt pentru voi, da? La fel și dacă pur și simplu voi nu mai doriți să aveți legături cu această persoană și nici nu vă interesează ce gândește, dacă vrea să converseze, vrea o reuniune, vrea familie, nu vă interesează nimic, mesajele nu sunt pentru voi. Aceste mesaje sunt doar pentru persoanele din Zodia Leu care voi chiar încă posibil cochetați cu ideea unei reluări. Chiar și dacă toată citirea s-a deschis cu această trădare. Această persoană a fugit de voi, v-a trădat într-un fel sau altul. Încrederea în el sau ea și încrederea în relație, în posibilitatea de a avea acea relație pe care vă dorați cu această persoană. V-a trădat-o. Dar cumva tot cochetați oarecum cu ideea de a mai încerca, de a mai da o șansă. Că poate cine știe. Pentru voi sunt aceste mesaje. Simt să spun că persoana simte, exact ca aici, simte suferința voastră, simte că și voi suferiți, că și vouă vă este greu. A fost grea această despărțire. Da, bineînțeles, din perspectiva trădării, a dezamăgirii, a suferinței, a durerii provocate, dar și din perspectiva că voi chiar ați crezut în acest bine și frumos, da? În acest era un vis, dar îl vedeați posibilitatea ca acel vis să devină realitate. Și pe undeva cumva parcă tot mai puteți vedea. Și persoana simte acest lucru. Își dorește o conversație. Mamă, și cartea asta vrea să cadă. Și wow, wow. Acestea sunt mesajele, cu acestea închid. Da, își dorește o conversație. E posibil să vă contacteze dacă nu v-a contactat încă această persoană, să primiți un telefon sau un mesaj. Aud, dorește să vă mai vadă zâmbetul prin telefon. Cineva de aici, am auzit, e o minciună, nu vrea nimic. Da, înseamnă că mesajul nu este pentru voi. Da? Dacă voi simțiți puternic acest lucru, atunci așa este, cum simțiți? Cum simțiți? Neapreciat sau neapreciată. Această persoană spune că s-a simțit ca și când ție nu îți păsa. Dar știe că și tu ai simțit același lucru.
Că te-ai simțit și tu ca și când persoanei nu-i păsa. Aud, simte că ați simțit aceleași lucruri, dar din motive diferite fiecare. Această persoană nu a fost onestă cu tine, ți-a înșelat așteptările, te-a trădat într-un mod sau altul, prin diverse minciuni. Mințind, am distrus relația dintre noi și dorește să repare. Îmi doresc să repar această conexiune. I want to tell you the truth. Doresc să-ți spun adevărul. Vreau să-ți facă niște revelații, să-ți reveleze anumite lucruri pe care ți le-a ținut ascunse, dragă leu. Acestea au fost mesajele. Dragii mei, dragile mele, în măsura în care simțiți că v-au ajutat într-un mod minunat aceste mesaje, apăsați butonul de like și dacă nu v-ați abonat, vă invit să vă abonați. Iar până la următorul videoclip, vă doresc tuturor numai bine și dacă doriți să lucrăm împreună personalizat pe situația voastră specifică, găsiți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Mua, vă îmbrățișez cu drag!